Peste 100 de elevi de la Colegiul Național Gheorghe Țiței au sărbătorit seara trecută Halloween-ul. Deghizați în diferite costume, liceenii au petrecut cu muzică și distracție cât cuprinde. De asemenea, au avut loc și concursuri, iar tinerii s-au întrecut în a spune povești înfricoșătoare alături de profesori. Spectacolul de Halloween de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica a strâns la oaltă o mare parte a elevilor liceului. La petrecere au purtat cu toții costume speciale, care de care mai înfricoșătoare, iar machiajul a fost și el în ton cu sărbătoarea. Costumul meu reprezintă varianta feminină din Pennywise și m-am gândit să fie ceva destul de înfiorător, dar și potrivit pentru Halloween. Sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici și costumul meu reprezintă Wednesday din familia Adams. De ce te-ai gândit tocmai la ea? Este un personaj simplu, dar oarecum care mă reprezintă. Până acum n-am participat la un concurs de Halloween, fiindcă aceasta este prima dată și sunt foarte bucuroasă. Costumul l-am găsit foarte greu și am încercat să mi-l fac chiar eu. Îmi place foarte mult și da. Mă bucur să mă aflu aici. La spectacolul organizat de Halloween au participat și profesorii Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Ideea petrecerii a pornit de la dorința copiilor de a se distra și de a învăța lucruri noi din alte culturi, iar sărbătoarea de Halloween a căpătat amploare și în țara noastră. Copiii au avut ocazia să facă o paradă a costumelor, să prezinte povești ale dovleacului sculptat, povești înfricoșătoare. Mă rog, a fost un prilej ca elevii să afle câte ceva de la, și din alte culturi, adică să învețe puțin câte puțin și din alte obiceiuri. Și am participat cu 120-140 de copii cu aproximație. De Halloween a fost petrecere în majoritatea școlilor, liceelor și grădinițelor din municipiul Drobeta, Turnu Severin.